Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună în emisiunea din 25 noiembrie. Ne apropiem vertiginos de întâlnirea cu istoria țării noastre. Dar până atunci, prăznuim împreună istoria bisericii noastre. Suntem la capitolul 19 din Faptele Apostolilor și ajunseserăm, dacă țineți minte, la momentul revoltei lui Dimitrie, cel din Efes, care îi învață pe cei de acolo cât de mare este Diana Efesenilor, pe care o și laudă, ei traducerea românească spune Artemisa, dar e clar că e vorba despre acea zeiță care le aducea din când în când câștiguri prin vânzarea de mici temple de argint și de mici statui ale acesteia pe care oamenii le au acasă ca niște amulete. Din acest motiv, uneori, Biserica Ortodoxă refuză construcția aceasta statuară și nestatutară duhovnicește, deși trebuie să recunoaștem că marile creații ale lumii pot fi cuprinse și în statui. Să ne ierte cei care cred doar în estetica rigorii, nu și în estetica frumosului, dar uneori în statuile catolice găsim suficient de multă frumusețe încât să putem merge mai departe cu bucurie în suflet. Evanghelia aceasta a Faptelor Apostolilor ne povestește mai departe că s-au umplut toată cetatea de tulburare și au pornit într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarh, care erau însoțitorii lui Pavel. Iar Pavel, voind să intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lăsat, l-au ținut să nu intre. Încă și unii dintre dregătorii Asiei, care erau prieteni, trimițând la el, le rugau să nu se ducă la teatru. Deci unii strigau unii, alții strigau alta, căci adunarea era învălmășită, iar cei mai mulți nu știau pentru ce s-au adunat acolo. Dacă nu vă aduceți aminte, vă pot spune că și în istoria modernă, foarte recentă a României, se întâmplă de deseori ca în teatrul mare al intereselor unora și altora, oamenii să strige unii împotriva altora, fără să-și aducă aminte de unde a pornit gâlceava. Iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, pe care l-au împins înainte iudei, iar el, făcând semn cu mâna, voia să se apere înaintea poporului și, cunoscând că ei că este iudeu, toți într-un glas au strigat aproape două ceasuri: mare este Artemisa Efesenilor. Iar secretarul Potolin mulțime a zis: bărbați efeseni, cine este între oameni care să nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Artemisei cele mari și a statuii ei căzută din cer? Deci acestea fiind mai presus de orice îndoială, trebuie să vă liniștiți și să nu faceți nimic cu ușurință. E interesant cum de fiecare dată autoritățile încearcă să tempereze mulțimile. Nu erau acolo în numele zeului, ci erau în numele acelui zeu ce care se cheamă statul, imperiul sau pur și simplu guvernământul regiunii respective. Sunt oameni serioși care se vede că nu amestecă lucrurile și de cele mai multe ori aplică din nefericire cu duritate legea. Dar ei sunt oameni puși acolo să echilibreze oamenii. O fac cu bună știință și cu bun simț. Mâine vom merge mai departe în poveste și vom afla ce s-a întâmplat. Pentru că mâine este o nouă zi.